Uitați-vă dumneavoastră și ce se întâmplă mai departe în orașul Ioveni. Să pune întrebarea că cu cât mai mulți copii are școala, cu atât mai mult buget revine. Și la noi fură copiii de la grădiniță, pe tot locul, fură, îi atrage la liceu. La liceu. Și rămâne școala primară fără ele și în gimnaziu fără ele. Pune întrebarea, da, dar la noi, dacă să vedeți dumneavoastră statistica, la noi Ioveni e cel mai tânăr oraș din Moldova. Că vii din oraș, din Chișinău, și din sate vin, familie tineri, și cumpără aici pământ, casă cumpără, și să stăpânească cu traiul Ioveni. Dintr-o sută de certificate de urbanism sau autorizate de construcții, unul din Ioveni, eu este ales. Unul! Pe un cap să cumpără. Înseamnă că noi, dacă închidem o școală, să punem întrebarea, peste 3, 4, 5 ani, zic, da, asta vede, eu vă spun, peste 3, 4, 5, 4 ani. Noi trebuia să deschidem, ori să punem liceurile să lucreze în două schimburi, ori că ați trebuia să deschizi o școală. O școală, ca să o deschizi, și trebuie ești? Vreo 10 milioane de lei. Apoi, care, dacă nu mai mult, eu spun, atunci ce educație, ce reformă face noi educație? Eu nu vreau să mai spun că dumneavoastră știți de ce trebuie de vorbit aia asta, dacă m-a întrebat cineva. Nu că noi nu vrem să-i dăm. Noi avem grijă și ne spăriem și ne temem. Cum asta prindem înapoi vreodată? A doilea, ce vreau să spun dumneavoastră, adică noi trebuie să cerem la raion să facă o ședință, că spunem punctul dat. Mai departe, tot la punctul ăsta vreau să adaug ceva care mă doare pe mine inima. Cine să facă? Reparație curentă, să înțelegi că îi face direcția școlii. Dar uitați, noi am dat pe contract, eu am mai scris contract. L-am dat pe contract. Am folosit, așa? Câți ani vrei aici? L-am dat pe un an de zile, ca să știți dumneavoastră. Tot pe un an de zile, cu dreptul de prelungire. Și m-am lăsat și eu. V-ați m-am lăsat, este decizia Consiliului. Și eu, ca primar, n-am dreptul să încalc decizia Consiliului. Mai departe, acolo dăm la alt agent economic. Avem noi dreptul la obiectul dat să punem banii publici, dacă obiectul nu e a meu. N-am dreptul, cum vreau să dați o folosință cuiva sau o arendă cuiva un căpire și o face dumneavoastră reparație curentă. Da, invers, ce trebuie la tine să o facă? Da, curentul o fac ei. Nu, dar uitați-vă, să țineți în minte alea, pentru că așa să mai vopsească să iei, dar mai trebuie să o reparație, nu capitală, dar subcapitală. Și a să vii la primărie, dragii mei, a să vii la primărie și așa ai bani. Acolo trebuie să te pasă și ei, trebuie să te dați jos. Tavanul șeala, nu știu, uitați-vă, nu trebuie să fim de atâta, noi trebuie să avem adunare și mai departe. S-a adresat la mine directorul liceului Petre Ștefănucă, că până mai a 20 ceva de copii îi hrănea, nu știu cum, dar mai dăm primăria să-i hrănească. Copiii și din familie. Spune întrebare, dar la mine e îngrijat, este așa ceva? Nu este. Iată noi despre ce trebuie să vorbim. Și ultima care vreau să vă spun. Ca cineva, dacă vine televiziunea, noi trebuie să știm pentru ce noi. Și ce trebuie să bată? Mulți trebuie să bată ei. Dacă trageți atenție, dumneavoastră nu aveți. Ridicați poșta electronă și să primiți agenta și materiale astăzi care au fost pus acolo. Ministerul Educației. Adică și reformiți, Ministerul Educației, Ministerul... Iată eu prima să mă le aduc. Nu-i pomenit nimic de primărie, de administrația publică locală, de nivelul întâi. Nimic nu-i pomenit. Tot ministerul, ministerul și vă două locuri. Este școala asta? Da, și da. Școlizarea primăriei. Nu, a să fie, nu, acolo este un punct. Că școlarizarea va fi mai bine dacă școlile să treacă la Ministerul, adică Ministerul Educației. Vă spun, da. Bine, ne-am băgat noi vreodată în educația copiilor? Nu ne-am băgat. Și eu vreau să te rog, ca dumneavoastră știți, ce educație, pentru dumneavoastră care nu are cineva, poate încă nu s-a întâlnit cu treaba, ce cu educația poate să fie în școlile celea care, în satele celea care copiii se duc în alte sate. Când e omăt, gluat, vânt,
drumul pentru autobuz și ala se duce? Nu. Nu se duce. Copiii nu se duc în satul și ala. Eu dau întrebare, dacă nu se duce în ziua și ai copilul și ala, și învățătorul și ala sau profesorul și ala, se întoarce înapoi pentru copiii ăștia și repetă lecțiile? Nu. Nu e aici oare, oare o capcană pentru țăranii noștri? Nu e o capcană ca țăranul nostru nu se poată dezvolta, să nu poată învăța, să nu poată intra nicăiurea, să-i dă posibilitate la copiii miniștrilor să învețe mai bine, să ducă peste hotare? Oare nu e? Iată unde e problema noastră. Iată unde. Bine, și eu vreau să te întreb, dar nu, că eu azi am pus mă scol la vol să-i spun, dar mă răsuflă acum aici, că dumneavoastră când ați, nu, că dumneavoastră când ați venit televiziunea, iată și trebuie să-ți spuneți dumneavoastră. Nu ne băgăm noi în imobilurile astea noastre, păcătoase. Și eu vreau să dau întrebare cu ministru și vă dau dumneavoastră întrebare. Au făcut cineva o analiză. Cam cât costă să duci copiii și într-un sat și cam cât costă să fii un profesor sau doi profesori, numai că se ducă până în clasa a 5-a, măcar. Cât costă? Că autobuzul ăla nu merge cu aia, șoferul și-ar trebui plătit, da, dar mâine cu mâine autobuzul ăsta s-a terminat resursul de... Și proiectul s-a terminat, Da, ce facem noi? Ce termin, domnul președinte asociației, primarul din oraș și din raion, el avea. Uitați-vă dumneavoastră cine așteaptă pe noi. Noi până noi avem din 1991, avem 22 de ani de la independența Republicii Moldova, 21 de ani de la războiul comunist. Și 20 ceva de ani ăștia, noi avem numai reforme. Spuneți, vă rog, vă reformă a fost terminată? Nu. Toate reformele s-au prelegat. Și aduc, am mai și termin. Satul moldovenesc. Unde? Îl închidem, până noi dezvoltăm satul moldovenesc, dar noi închidem școlile, dacă se închide școlile, înseamnă că nu mai vine tineretul, dacă nu mai vine tineretul, se închide magazinul că n-ai pus și vine, e tot privat, adică e privatizat, adică e privat. Așa la privat, chiar eu să mă duc acolo să deschid o magazin, de pildă, eu nu mă duc să vând 100 de lei pe zi, nu, îl închid. Se închide magazinul, se închide școala, se închide biserică, a dispărut satul moldovenesc. Noi ne uităm în Europa, ne uităm în parte, dar la noi altă structură trebuie să trebuie. Și eu dau, că dumneavoastră vorbiți așa cum vorbesc eu, dau o întrebare. Nu mai bine facem un drum, drum reparat capital, nu are importanță unde, la satele este unde stau peste dealuri și după aceea, că dacă este drum asfalt, drum capital reparat, numai decât vin oamenii să trăiască scumpire, să dezvoltă satul moldovenesc. Iată unde trebuie bătut. Dar noi batem unde? În primărie, spune că administrația publică locală, cum și asta, administrația publică locală, el e de vină. El e încolo, el e încoace, noi nu grăbim copii. El e de vină că i-am furat banii copilului. Și am terminat. Cred că domnul Silistraru știe destul de bine, dacă nu știe, să vă spun eu. Noi n-am pus pedică la școli. Noi am plătit în decembrie gazul pentru școli. Știți de asta sau vă știți? Gazul pentru școli, unicul din Moldova, cred că. Am vrut să dăm la zero, adică spate copiii ăștia învăță. Apă spuneți întrebare. Am pus pedică, le-am cumpărat calculatoare, le-am făcut programe. Vin aici ea. Numai n-am plătit și trebuie să plătim și lumina. Banii am avut, oleacă, dar n-am avut bani. Dacă n-am avut plan, n-am tot transferat și pe lumină. Și am terminat. De atâta. Noi suntem aceia pe noi, pentru copiii noștri fac. Nu facem pentru cineva. Și eu cer o adunare asta, dacă dumneavoastră o să punem punct odată, că eu am tras atenție cu directrița de la liceul teoretic de zi, cu primarul, cu colegul nostru, și conflict. Dar să-i punem la punct odată, că noi nu suntem aceia dușmani lor. Până a vorbit domnul Zestaru, eu ți-am spus în mulțime. Vreau să, într-adevăr, cred că asta adunarea pentru școli nu se pune, să faci că poate lucrurile mai mare cum se pune de raion, pentru că nu este o mare problemă că să o convocăm, să o faci. Chiar aș vrea să o spun, că nu este mare secret. Dar
dacă sunt niște probleme interne acolo, mă rog. Eu cred că fiecare primar, eu așa mă gândesc, așa vreau să eu. Cum vreau că e școala și eu cred că și e frumoasă și aranjată și eu. Eu am tot interesul să arăt și eu. Dar nu de ce se tratează ca un alt fel. Au cineva nu știu care interesul. A spus foarte corect, domnul Gheorghe. O ieri adică noi trebuie cu... Eu cred că fiecare agentură cu fiecare director să se întâlnească, să vorbească până de adună aici. Să vedem care sunt situații, să spunem la noi. Lasă-te mine primul noi, noi trebuie să facem treaba asta. Spunem, aici e primărie, aici e ministru, aici e nu știu ce este. Ca să fie scoasă lucrurile astea la urmează. Pentru că el aș dorează ca să mai vie mâine altul ministru, până nu știu care, și aș dorează așa, și o să mă trebuie aici în comună. Dar eu cred că întrebarea asta cu adunare cu directorii, domnul Mar, o face. Domnul Dăns, poate. Merge vorba de patrimoniu, că n-ar trebui, dacă cineva ne reproșează, n-ar trebui să vorbim patrimoniu. Dar patrimoniu public, ca localitate. Azi noi l-am dat în locațiune sau comandat, cum acolo, la Consiliul Rănau. Dar mai dacă prin strategia asta să o iei Ministerul direct, noi dăm patrimoniu din localitatea mea. Și 25 ani, 10 ani, de exemplu, o-ți spără muzea, domnul, îți spară copiii și închide școala aceea. Poate mă ceva, noi mai întoarci înapoi cum iazuri azi, care avem iazuri care sunt așa în Moldovei și noi niște impozit pe terenul ăsta, pe terenul, pe terenul, pe comune, îți spală, dar asta, prin Moldovei, și niște impozit pe terenul meu. Păi asta e asta. Dacă mie e vorba chiar să-i transmitem, de exemplu, cu nu în folosință, dar astea, să-i dăm că e persoana juridică la liceu comun spală, de exemplu. Bine, și chiar dacă spală liceu comun spală, rămâne în proprietatea comunității, dar nu au unui minister sau nu știu care. Deci eu cred că aici trebuie să... Da, dacă se dată de rea... Vreau să spun și eu două cuvinte pe clienta mea. Vă rog că... Oricum, patrimoniul care e să o schimbă, patrimoniul știe pe teritoriu și o să-mi iei nimic. Da, sunt ce după final, așa cum a fost patrimoniul și plășul la Pata Păstel. Și avem și hotărâri judecată, hotărâri judecată, hotărâri că la Pata Păstel. Anul 2011 primește o hotărâri de guvern și au transmite. Ok, contract la Limondovi, fără niciun act de transmitere. Cum îl explicați acum? Eu de la nu pot să... Păi tot aceeași, tot aceeași. Tot aceeași. Nu-i tot aceeași. I-a rămânit teritoriu, i-a rămânit teritoriu, da. De ce nu vine impost din teritoriu? Ce îți spune ce asta este? Aici într-o idee, când uitați vă la adunare, ai venit să vă spune că... Eu nu spun că să chem și la Ariel Modori, care răspunde de venitul ce? Și-au invităm 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 și-au De ce cerdițiunii de școală? Nimeni niciodată nu o s-o poată. Doar și o s-o iei. Ea este pentru învățământ și vor învăța copiii acolo. Ce ține de unele clădiri care se eliberează, a spus astăzi doamna ministru, așteptăm să vedem ce le-ai vor adopta, ca să poată să fie vrăzit folosite în alte direcții. Alte destinații. Cu alte destinații. Este normal. Mie îmi pare că cu cazageria dumneavoastră ați hotărât deja. N-ați hotărât încă? Două, am la grădiniță. Lucrul este pentru că rămân niște încășleri care se distrug și trebuiește ceva de făcut cu ele. Ce își ține pe întrebarea pe închiderea școlilor? Domn primar, eu m-am ocupat cu întrebarea asta și-o pun. Nu e chiar așa. Deci, pentru a ținea școala, trebuie bani. Este o politică a statului care dă 16.000 de lei pentru un elev pe an. Dacă noi dăm 6.000 de lei la o școală de asta care zic, nu se poate întreține, ei nu fac școală acolo și nici nu pot încălzi clădirea măcar. Eu am exemplu la Alexandru, da? Și în fiecare an, Consiliul Regional adăugător de 900 un milion de lei la școala aceea ca să fie, când alături la 6-700 de metri era altă școală care era pe jumătate numai cu elevi. Spuneți, vă rog, asta e o gestiune normală. Asta e dintr-un punct de vedere. De alt punct de vedere, de ce, de pildă, nu luați anume de rău, eu vorbesc așa, la general. De ce la Mălești trebuie să fie pentru un copil 10.000 pentru educație, dar la Dăncin numai 6.000? Pentru că altfel noi nu putem ține școala așa. Sigur că nu e comod, vreau să zic lucrurile, dacă se duc copiii la o altă școală,
Dar dacă administrația publică locală are bani să o întreții, eu cred că nimeni nu interzice. Cum noi țineam Consiliul Regional. Eu mă duceam acolo și discutam cu profesorii, cu părinții și știu că noi vrem să învățăm aici. Bine învățați, dar cine... Dați bani și învățați copiii voștri. Încă mai pot eu, că acolo ești etnic. Mai pun eu o întrebare. Noi dacă am să ducem copiii la Gangura, am să ne stricăm copiii noștri ca să învețe limba română. Că îi învățam în limba rusă acolo. Băi, tot în limba rusă ați învățat și la Gangura. Chiar care sunt problemele? Sunt problemele banilor. Dacă se pot întreține, nicio problemă. Și cu cine ce reu la așa eu scoate? Eu avem, domnul președinte, care v-am spus să vă spun. Dacă vă dăi milioane pentru președință? De ce? Dar grădinița numărul 1, unul de 320 care pe grădinița de 320, de ce ținem 500 de copii? Pentru că nu sunt locul. Nu! 500 de copii vin! De ce? De 2 pe un pat. De ce aici liceu? Da, să luăm liceu, statutul liceu. Și scrie, are voie să lasă primar? De ce îi se încalcă? De ce un copil de 7 ani de zile vine sărmanul de ghe, ghiucă-i cu ghiozdanul ăsta la spate și o dâldă de 20 de ani de pușură în fund? De ce? Dumneavoastră, administrația publică locală cu o închis grădiniță, de asta, cu o închis grădiniță și așa mai departe. Dar nu administrația centrală nu închis, tot localul nu închis. Chiar și clădirea Consiliului Raional care trebuia să fie, tot o grădiniță. De atâția vrem să spunem, nu, că trebuie de împărțit orașul, trebuie de văzut și trebuie de asta ea. De ce trebuie și două liceuri în ea? Asta da, mă rog. Puneți în discuție întrebarea. Bine, și domnul Gheorghe, dați legătura cu tema. Adică eu am informația, a fost întrebare, vă rog, care a făcut-o și mai vin dacă mai vin cu întrebare, dacă sunt domnul ce țin de ce țin de asta. Eu vă trebuie dacă stai întrebări, domnul. Data 2 martie. Data 2 martie este ziua cu matrasul. Te cunoaște, da? Anul trecut și anul trecut s-a făcut nu știu, eu așa, ieri, fugitiv, am spus că spre să vorbim președinte, noi în regulă avem 1400 de copii, deci cam 1600 de participanți la punctul din Transnistria. Procedura care a fost făcută anul trecut, adică așa au fost, asta a fost în discuție. Eu, adică, parcă vrem să facem bine, dar când ca să pui la masă așa un contingent mare de oameni, practic este imposibil. Bine, s-au făcut tot efort de barbuzirea n-au, noi cred că suntem lucrători care s-au făcut la liceu, am trecut masă, îți aminte, de când am participat, că eu am fost la masă, era unul șef, era multă lume. Deci noi cred că putem merge câte domnul președinte, el fiindcă e de acord cu asta, s-a lucrat cineva acolo, poate să vedeți și la fiecare cu sugerii sau cu sugerii în primării și să fie dimineața aici la Loveni, adică partea festivă, mă rog, normal, ne adunăm aici, da, adică ce e parte festivă, după când că eu o fac în fiecare an, zic, o fac și aici, eu fac local și o fac... E normal. Eu de fapt și buget am prevăzut niște bani pentru respectiv. Dar este vorba de altceva. Azi un meu combatanților din Ialopei, nu știm care este șef. Pe o parte, legal, de către că eu sunt de față din Ialopei, au fost stași sau stici de la Zâmbreni. Da. Adică la ședința anului trecut la ședință, el a fost demis din funcție și atunci a fost ales Pavel Rotar. Da. Este unul. Nu, Pavel Rotar a fost din acela. Da, lați-l voie. Atunci, adică și la moment, juridic este Pavel Rotar. Dar m-a vrut de și. Da, nu, m-a vrut. Adică eu vreau așa să mă rog. Să întâmplă în localități, la dumneavoastră, pe mine nu mă sună că știi poziția mea. Eu am spus să zic că, domnule, eu este o președinte care el este, care eu recunosc, este Pavel Rotaru, eu spus ministerul ăsta, el mă sună el, cu treaba asta. Și trebuie să facem noi primarii calitate. Depinde foarte mult poziția noastră. Vă spun că legal este Pavel Rotaru, care face la ședință, eu sunt participant la război, că este Codreanu, că noi am fost în sală, am votat, am ales, gata. Nu știu neapărut aici, nu știu cum a apărut, că face prin sate fără că știi primarii unii, încearcă să adune nu știu ce. Da, face nu știu ce. Eu m-am rugat pe dumneavoastră ca să nu fie o dualitate de puteri, pentru că de-aia nu este normal treaba asta. Dacă avem ales a lista,
Că băiatul n-are cu ce s-o ocupa și... Păi, dați să lucrăm cu dânsul. El nu este finanțat. El încă nu a avut cap. Era cu ochiul gână, dar... Nu Pavel Rotaru bolnav. Adică și eu vă chem. Adică, cred că acum poate să mai dea niște medalii, poate și la cum le-am dat. Să ducem evidență. Fac și o parte. Conducea asta la unui comandant, zic. Dar, fiindcă dumnealui... Dacă știa el, vinea asta, deci că dumneavoastră, că nu-i promesea exprompt, mică, până nu suna pierd de urgență, că și-a și-a fost să facem cât mai departe. Adică, nu știu, că o parte cât lucrează cu aceala, eu nu știu, dar știu că el sună, pe exact, eu știu că am informația. Este Pavel ales, votat, proces verbal, eu propun ca să fie un ordin nou. Dar dacă sună cealaltă, mai e. Vezi că după cum știe așa lucrurile. El, la toate măsurile, când facem mers acolo, el e prezent. Eu nu știu, este el. Adică, dar să o facem clar. Și s-a s-o propus, adică, ca să o facem competanții, dacă ar fi bine, nu că să-i concepam, dar ar fi bine să-i s-o luăm în seama. Problema este că eu tot fac în fiecare an. Masă, numai cu dorința lor, că de două mase, care o parte să o faci și nu o parte din aici, eu fac masă vara. Ori nu, mai ori la zonă de pendență, la dorința lor, nu pot să fac acum. Dar acum să te sfintez la regon, să te nu, la eu nu știu că nimeni v-a spus că eu fost așa, adică s-o pot fi evident, nu s-o pot să fie bătând cu ei. Eu mă să le fac, dar de ce nu doresc ei, ca vară, la 9 mai sau la... Nu, 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 că de la primărie să vină președinte, primarul, președintele și încă cineva din liderat. Reprezentant. Adică două, trei persoane. Dacă vrea mai mult să vină, nu îi pot, adică e primit. Dar două, trei persoane la ora 10, la 9:30 începem aici, la ora 10, adică să terminăm la ora 10 începem aici să fie undeva pe jumătate de ceas. Că e 10. Aici este o propunere ca să președintele Raiola sune și ați văzut că dumneavoastră o faci să te pildă la ora 11. Da? Să fiecare primărie să facă parte. Păi da. Nu veniți așa la Raiola. Cine mai vrea din sat, din comună, vrea să vadă și el sărbătoarea asta, să vadă eroii noștri, nu? De ce zbii aici în cerul mor? Și de atâta, bună, de atâta fiecare comună, fiecare primărie trebuie să facă parte. Dar, ca să nu spunească că face și în oraș, și în sat, și în raion, adică s-au propus că 2-3 de la fiecare primărie, adică domnul la speția dumneavoastră. Și să face și acolo, mai departe. Raionul propune să dai 200 de lei, da. Din fondul raional, nu știu ce a dat, statul, nici dacă nu dă statul 200 de lei, și fiecare primărie s-a luat și el bani. Banii să fie dați la primărie, cum a fost altul. Transmis la primărie, primărie, sâmbătă, mă tic sâmbătă, frate, așa? Sâmbătă, ca sâmbătă dumneavoastră, la adunări, la adunările acestea, la ziua asta de pomenire, ca veteranii primească bani. Ce depinde de masă de pomenire în centru? Soamâna, n-a să fie masă de pomenire în centru. Este mitin, să închis mitin, fiecare pleacă. Dar e normal așa. În primărie îți mai ține, apoi poți aduna, poți sta de vorbă, dar... De la masă de pomenire, care eu să termin și gândul ăsta, la masă de pomenire, mai ales în Iolave, vin toți. Nu vreau să mă mai spun de care, toți vin. Dar oamenii care sunt mai culturari, care sunt la serviciu, nu poate veni. Și atunci, și... Pentru cine facem? Duc aminte de anul trecut, veteranul în urtă din Ialoveni, când după asta am avut o adunare.
în Casa de Cultură și m-a discutat acolo aia. Și când mi-am spus și bani, m-am pus și acolo, că într-adevăr nu mai fi nici bani. El are primește 300 de la primăria Ielovei, 200 de la asta, 500 de direct adună acolo. Dacă vorbim, nu știu că ies în curând, îl pomenesc, eu vă spun 100 de grame rădăvăi, cum spune, îl pomenesc, mai ies în șerea și îți duc pe acasă. Pentru că chiar dacă nu e judecat, de la clasa